propagandist comunist. Deși, după cum ați aflat, Buzatu i-a luat apărarea și Zhuc a putut să plece în străinătate și datorită recomandărilor pe care le-a făcut Buzatu, calitate de secretar științific al Institutului Xenofon. Și Buzatu a trebuit să părăsească Institutul Xenofon împreună cu câțiva istorici pe care l-a făcut, și să creeze acel cer. Deci cerul nu l-a creat pentru că asta era voința lui și altă dragoste pe mare n-avea, ci pentru că practic a fost exclus din institutul pe care l-a studiat ani de zile. Și a făcut de la acel centru un institut de mare valoare și de mare prestigiu în cadrul Academiei Române. După ani și ani, aproape 20 de ani, domnul Zhuc și-a cerut scuze pentru atitudinea pe care a avut-o atunci, pentru că domnul Zhuc, între timp, fusese el însuși exclus de la institut, de cei pe care i-a adusese, ca revoluționari și democrați, dar care, sigur, că nu aveau nicio dorință de a desfășura activitate științifică, iar domnul Zhuc, corect din fire, și, da, și fiind doritor să vadă ceva pus pe masă de partea acestora, respectiv au declanșat o campanie, inclusiv în presă, împotriva Zhuc, și l-au pus în situația de a comisiona. Așa că vedeți istoria se răspunde o ori după așa. Și domnul Marcel Boban a făcut precizarea, acel personal care a fost invitat la domnul Zhuc la Focșani, se numește Filip Teodorescu, a fost director adjunct la Sfântului Sfinte, direcție de informații, care a făcut un an și jumătate de pușcărie, după care a fost chemat să contribuie la organizarea Serviciului Român de Informații. Încă o dată, ce înseamnă. Mulțumesc frumos!